Bună seara, dragi copii! Sunt sigur că părinții voștri sau bunicii sau voi chiar ați citit despre eroul acela marinar Sindbad. În seara aceasta vă voi spune ceva despre aventurile lui Sindbad. De mult, tare de mult, în marele oraș Bagdad trăia un negustor pe nume Sindbad. El obișnuia să călătorească pe mările cele întinse, ajungând în țări îndepărtate și cumpărând și vânzând tot soiul de mărfuri. Dar într-una din călătoriile sale, corabia îl purtă către o insulă tare ciudată. Sindbad cercetă insula cu pricina și află pe ea iarbă și flori, dar și câțiva copăcei. Mai târziu, făcându-i se foame, Sindbad strânse niscaiva uscături și aprinse un foc cu gând să-și pregătească mâncarea. Deodată insula prinsea se cutremura. Pasămite nu era nici de cum o insulă. Tânărul negustor aprinsese focul pe spinarea unei balene adormite, care plutea așa pe mare de ani în șir. Iar focul nu făcuse decât să o trezească. Înfuriată peste măsură, balena se scutură și îl aruncă pe Sindbad în mare. Apoi, după ce-i frânse corabia, se scufundă în apele învolburate. Mai multe zile la rând, Sindbad pluti pe mare ținându-se de un buștean. Până la urmă valurile și vântul îl purtară către o altă insulă, de data aceasta una adevărată, unde dădu peste un uriaș ou de pasăre. Dar tocmai atunci coborâ din văzduh și pasărea pentru a se așeza la clocit pe acel ou. Ca să scape de pe insulă, Sindbad își desfăcu turbanul și se legă strâns de unul din picioarele păsării. Așa că de cum își luă zborul, îl cără cu ea și pe tânăr. După o vreme, pasărea se lăsă într-o vale în care, peste tot, zăceau împrăștiate puzdere de pietre prețioase. Sindbad se dezlegă de piciorul păsării la timp, tocmai când aceasta se pregătea să-și ia din nou zborul. Tânărul negustor culese o mulțime de pietre prețioase și ieși din valea aceea. O porni la drum și, după mai multe săptămâni, ajunse într-o țară care se numea Serendib. Sindbad merse la regele țării și îi dărui câteva dintre pietrele acelea prețioase, mai a cătării, culese din valea în care îl dusese uriașa pasăre. Drept mulțumire, regele îi oferi o casetă de aur și un vas de rubin foarte prețioase, pe care tânărul să le ducă în dar marelui sultan din Bagdad. Totodată, Sindbad mai primi o corabie pe cinste cu care să se întoarcă la ai săi și mai mult săpuleți cu aur. Tare se mai bucură sultanul la vederea darurilor și, drept mulțumire, îl opri pe tânărul negustor la curte și îl făcu mare dregător. Astfel, chiar dacă viața lui Sindbad fusese până atunci plină de peripeții și primejdii, acum putea duce o viață tihnită, fiind aproape la fel de bogat ca și un rege. Noapte bună, dragi copii!